Dani Mocanu a fost implicat într-un accident pe o stradă din Râmnicu-Vâlcea. În timpul impactului, celebrul manelist se afla pe turele unui vehicul militar de epocă pe care îl închiriase pentru un videoclip. Un accident neobișnuit a avut loc miercuri 13 aprilie pe o stradă din Râmnicu-Vâlcea, acolo unde un manelist celebru a fost surprins la bordul unui transportator blindat care circula pe carosabil și care a lovit două autoturisme parcate. Manelistul Dani Mocanu ar fi închiriat o mașină specială blindată din Anglia, care arăta ca un mini-tank pentru a filma un videoclip, informează G4 Media. În timp ce se plimba cu această mașină pe o stradă din Vâlcea, șoferul autovehiculului lui a lovit două mașini care erau parcate regulamentar. Șoferul cu permis de conducere din Marea Britanie a fost amendat. Autovehiculul de tip militar blindat în care se află o persoană purtând ceea ce pare uniformă militară, dar fără cască, lovește o mașină parcată pe care o împinge în autoturismul parcat în fața sa. Cel care conduce mașina de tip militar a oprit imediat după impact.